Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Sila Turcoglu a anunțat recent că regretă o decizie pe care a luat-o cu privire la cariera sa și se confruntă cu posibilitatea de a o lăsa la jumătatea drumului. Acestea sunt detaliile pe care Sila Turcoglu le trăiește într-un proces emoțional. În timp ce ultimele evenimente din cariera Sila Turcoglu creează entuziasm în lumea revistelor, se pare că dificultățile pe care le întâmpină actorul în lumea sa interioară au ieșit și ele la iveală. Sila Turcoglu a explicat că a regretat foarte mult o decizie profesională pe care a luat-o în urmă cu ceva timp și că această decizie i-a adus cariera până la punctul de a o lăsa la jumătatea drumului. Celebrul actor a declarat într-un interviu: "Mi-am dorit să deschid o nouă pagină în carieră și am luat decizii în acest sens. Cu toate acestea, când mă uit în urmă acum, nu mă așteptam ca aceste decizii să mă împingă atât de tare. Am început un nou drum în carieră, dar călătoria m-a făcut să mă gândesc mai mult și m-a împins să mă pun la întrebări pe plan intern", a mărturisit el, entuziasmat de cuvintele sale. Deși aceste declarații ale Silai Turcoglu și-au afectat profund fanii, ele au avut și o rezonanță largă în lumea revistelor. "Acest proces dificil pe care l-a trăit actorul în carieră a fost o surpriză neașteptată pentru publicul care l-a cunoscut cel mai îndeaproape. Referitor la posibilitatea de a-și părăsi cariera", Sila Turcoglu a declarat: "Nu am luat încă această decizie, dar am o îndoială în suflet. Poate că cel mai bun lucru ar fi să iau o pauză pentru un timp și să-mi dau o pauză carierei. Punct." Regretul jucătorului și conflictele sale interne la luarea deciziei continuă să fie larg comentate în presa tabloidă. În ce direcție își va îndrepta cariera Sila Turcoglu și ce pas va face în acest proces este ceva ce așteaptă cu nerăbdare adepții săi. Călătoria interioară a Sila Turcoglu și deciziile sale profesionale par să continue să fie un subiect important pe agenda lumii revistelor. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.